Anatolie Blonski, învinuit în dosarul frauda bancară și un apropiat al fostului deputat democrat Vladimir Andronache, a fost eliberat din arest contra unei sume de 12.000 de lei. Cele trei persoane garante ale lui Blonski au achitat câte 4.000 de lei fiecare drept cauțiune. Magistratul a admis solicitarea și l-a eliberat pe Blonski, dar l-a obligat pe unul dintre garanții acestuia să mai depună 11.000 de lei pe contul instanței. Decizia este definitivă și nu poate fi atacată. Același judecător, Gheorghe Balan, l-a eliberat și pe Andronache, sub garanție personală, în luna august 2023. Cu măsură preventivă, garanție personală din partea lui Groza Alexandru, Ieșanu Igor și preacucernicul arhimandrit Nectarie, German, starețul mănăstirii Sfânt Mare Cneaz Vladimir din satul Hureș-Enovin, și proiectul pentru studii al Academiei Teologiei Ortodoxe din Moldova, eliberându-l din arestare preventivă imediat în sala de ședințe. A acceptat sumele bănești depuse la contul de depozit al jucătării Chișinău, sediu Buicani. După pronunțarea sentinței, Anatolie Blonski a ieșit din sala de judecată fără a oferi declarații. Unde ați fost până acum? De ce nu vreți să ne răspunde? Cine sunt persoanele garante pentru dumneavoastră? Procurorul Gheorghe Iapără susține că a cerut anterior arestarea lui Blonski pe motiv că există riscul ca acesta să se eschiveze de la organul de urmărire penală. A fost început cercetarea judecătorească, fiind expus învinuire formulată în rechizitoriu și urmează să începem audierile. În total, reprezentantul părții vătămate avem de audiat 8 persoane. Într-un comunicat de presă, Procuratura Anticorupție a precizat că instituția este în imposibilitate de a contesta decizia judecătorului.